Când se bage mașelier, i-a sărit. Salutare, dragi uitori de mașini! Bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog! Astăzi suntem la revizie tehnică. De ce? Pentru a vedea ce am stricat în vechi. Acestea sunt puse. Hai să vedem! Bun, băieți, și am pus-o pe elevator. Acum o ridicăm să vedem ce am stricat. Chiar sunt curios să văd. Pentru că, teoretic vorbind, cred că toate s-au legat de la suporții ăștia foarte strong. Da, deci asta s-a întâmplat. Ce se întâmplă de pe aici? Acum pregătim aparatul de sudură, pentru că ați văzut că... S-a rupt, frate. Hai. Se face, da? Si. Ah. Merge. Da. Și am terminat la revizie tehnică. După cum ați observat, am reușit să facem cutia. Aline, ți-a stat un pic în gât. Da. Am văzut că e cutia. Nici eu n-am dormit, sincer. Misiunea următoare este să reparăm pistonul de la platformă. Pentru că curge și nu mai stă. Da, uite. Hai, că ai avut și telefon? Adică dacă costă cât una nouă să o faci, eu zic că nu merită. E de că te sun eu. Doar să ne zică ce are. Deci, și după două zile de la material precedent, am găsit, cu ajutorul lui Adi Ciortescu, am găsit o locație în care să ducem pistonul pe care ați văzut că l-am desfăcut. A durat o zi jumătate până s-a reparat teoretic și acum mergem să-l ridicăm. Sunt cu Sev și mergem la garajul la care am făcut pistonul. Planul este următorul. Mergem, luăm pistonul, mergem până la garaj, îl punem pe platformă și ne întoarcem acasă. Acestea fiind spuse, hai să mergem să-l ridicăm. Băieți, avem pistonul, să mergem la acolo, să-l și urcăm sus. Care? Da. Și gata, am pus ăsta, Sev. Bun, băieți, și gata, avem pistonul reparat. Băieți, ne-au ajutat. Ales good. Oh, elegant, cât de cât, așa. Și după alte câteva zile am venit la circuit. În ideea în care vreau să vă prezint o zi de setup. Ce se întâmplă? Pregătim evenimentul din următoarele 3 zile. Eveniment ce va avea loc alături de echipa noastră de la Avia. Și vreau să vă arăt ce mașină să avem la eveniment. Da, deci în zilele premergătoare evenimentelor nu ardem numai pe figuri. Uite, băgăm și muncă din asta de un uite-l pe Zabie acolo cu noi. Dar nu e chiar de negri. Nu! Dar e frumoasă! E ok. E farme cu evenimentelor. Păi, fără asta da, nu simți. Exact. Uite, aici avem cu asta transportăm. Aici transportăm echipament. Aici avem șorul lotă cu Skoda, pentru că este un eveniment Skoda și tot. Aici am ajuns acasă. Asta e mașina cu care merg în următoarele zile. E o Fabia de un litru, să știe bine. Și cam asta fac eu într-o zi. Nu am putut neapărat să filmez tot, pentru că e foarte mult de lucru înaintea unui eveniment. Dar asta vreau să vă prezint. Vreau să vă spun și să vă prezint ideea că înaintea fiecărui eveniment auto pe care noi îl organizăm, este foarte multă muncă și sunt mulți oameni angrenați în spate. Acestea fiind spuse, de mâine începem evenimentul Avia, Ready to Race se numește evenimentul și cel mai probabil după ce terminăm evenimentul o să și prezint un vlog din cadrul acestui eveniment foarte tare. Bun, băieți, și astăzi a fost, îmi pun mâinile așa că vreau să o protejez. Astăzi a fost premiera filmului Elvis.
Și partea ciudată este că filmul ăsta vine după Top Gun. Și după Top Gun am zis, bă frate, anul ăsta n-are cum să fie nimic peste. Dacă nu este peste, e acolo. Deci jur, e acolo. Unul dintre cele mai tari filme de când le-am văzut vreodată. Și sincer să fiu, nu știu cum aș fi simțit. Eu ca și sportiv, ca și pilot, mă simt distrus după ce am văzut filmul ăsta. Dacă ai fi un cântăreț și ai venit la filmul ăsta, cred că după ce ieși, te lași de muzică. Genial. Cred că n-am spus niciodată cu atâta încredere, trebuie să mergeți să vedeți filmul ăsta, este mai fun. Acestea fiind spus, eu am fost Mihai Bel de Seven, în spatele camerei și până la următorul material, nu uitați, iubiți-vă mult mașinile. Pa, pa!